Binecuvântați Părinte, cum să reacționăm sau ce atitudine să abordăm dacă suntem nepregătiți la locul de muncă, nedreptățiți? Cred că ai vrut să scrii. Ne rugăm pentru cei care ne nedreptățesc, ne întrebăm dacă nu cumva și noi greșim undeva, poate și noi greșim undeva acolo, poate nu suntem atât de competenți, poate șeful nostru de acolo, cel care ne-a angajat, are așteptări puțin mai mari de la noi și noi nu suntem la mulțimea așteptărilor. Poate suntem nedreptățiți cu adevărat și s-a întâmplat ceva care a dus la situația aceasta. Nu știu, poate ai spus tu o vorbă nepotrivită care a supărat pe cineva. Poate într-adevăr este cineva care nu te simpatizează și picură în urechea celor din jur venin. Și asta este posibil. Dar nu trebuie să ne uităm, să căutăm cine și cum ne face rău. Ne rugăm. Am cunoscut mulți oameni sau câțiva oameni care mi-au spus evident că au fost nedreptățiți de șeful lor la locul de muncă, aici sau în străinătate. Unii nedreptățiți direct de șeful lor, alții prin intervenția câtorva din jur care nu-i voiau binele acestuia. Considerau că nu-și face treaba bine sau că ar avea ei dreptul să aibă locul lui. Au insistat pe rugăciunea și șeful lor, cel care era superiorul lor, la un moment dat, unii și-au cerut iertare, alții l-au luat foarte aproape de el și l-au considerat un om de încredere și foarte onest, văzând că nu se poartă cu aceeași monedă, că nu răspunde cu aceeași monedă. Deci am văzut lucruri frumoase, adică dacă omul rămâne pe poziție, este greu pentru unii, pentru că când simți că te nedreptățește cineva, e ca și cum în fiecare zi te-ar învârti acolo, știu, cuțitul în rană. E ca și cum ar picătura chinezească. Dar dacă te detașezi de lucrarea aceasta, dacă ești, există și nesimțirea cea sfântă. Sfânta nesimțire. Adică dacă vezi că este lucrarea vrășmașului, nu mai intra în dialog cu ea. Glumește, depărtează, ai atâtea lucruri de făcut frumoase, nu intra în logica răutății.